fac cu credință ceea ce fac. Ești ceea ce faci, faci ceea ce ești și mai mult decât atât, nu faci pentru că poți să faci, faci pentru că nu poți să nu faci. Printre roadele Domnului și roadele omului, ale sculptorului Vlad Ciobanu, asistăm la facerea unei noi lucrări. O placă de lut ce își va găsi locul și rostul, asemenea celor făcute de mâna celui care, în cele peste 7 decenii de viață și 4 de creație, și-a căutat calea în și prin artă, un sens al existenței dincolo de simpla trăire, o urmă lăsată nu atât fizic, ci mai ales spiritual. Am trecut prin mai multe etape, ca fiecare om care se formează într-o anumită direcție. Am experimentat și lucrurile moderne și arta nefigurativă, încă o fac, încă o practic, dar în esență acum eu caut poate pe modelul brâncușian, dar nu prin imitare, caut valoarea și valoarea de modernitate a trecutului. Și tot în spirit brâncușian, Vlad Ciobanu este de 8 ediții coordonator al atelierelor brâncuși de la Târgu Jiu, acordându-i se în această ultimă ediție premiul Restitutio, pe lângă alte distincții ce îi conturează profilul de sculptor ce și-a asumat rolul de creator autentic al volumelor în spațiu, fizic și spiritual. Binecuvântat ești atunci când ești pe cale, o urmezi fără înstrăinarea de tine însuți. Nu știu dacă sunt pe cale, dacă am fost totdeauna pe cale, nu cred. Uneori cred că m-am rătăcit, dar am avut norocul unor modele. Beethoven a fost, dacă vreți, modelul meu cel mai important în adolescență, Leonardo, în sfârșit. După care, venind în București, am căutat și modele vii. Și mi-a dat Dumnezeu să-l întâlnesc și să mă bucur de n-aș spune prietenia, că trebuie să fie egal în prietenie, dar de afecțiunea, de căldura lui George Apostol, lui Constantin Popovici, Maria Cocea și o mulțime de a lui Nichita Stănescu, Aurel Covaci, care toți aceștia ne-au fost modele. De la ei am învățat că a fi artist nu e o profesie, ci un mod de a trăi. Destinul nu se caută, ci se împlinește. Se desăvârșește prin căutări în lumea materială și imaterială. Iese la lumină atunci când tu însuți descoperi lumina interioară ce stă la baza creației. Ți se dau niște daruri și trebuie să le împlinești. Nu ți s-au dat degeaba, odată cu darurile alea ți se dau și căile sau calea și în măsura în care nu te rătăcești, nu te pierzi, rămâi pe cale și fiind un slujitor nu te interesează atât de mult gloria. Și totuși vine aprecierea și recunoașterea concretizată în premii și distincții, în lucrări expuse în diverse orașe din țară, în participări la expoziții și simpozioane de sculptură din țară și străinătate. Acesta este Vlad Ciobanu, iar arta sa este veșmântul credințelor sale. A fi artist e o condiție terapeutică. Și în măsura în care asta ți se întâmplă ție și rezultatul a ceea ce faci tu în timp tinde să aibă aceste calități terapeutice.